make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Cariera Noastră cu Steaua București. O să vă arătăm transferurile care le-am făcut. L-am luat pe Chamberlain, Alex Oxlade-Chamberlain de la Arsenal pe 8 milioane și jumătate, cam așa, cam asta a fost suma. Am luat vreo 7 milioane și pe Feruz în schimbul său. Da, statusuri foarte bune, este un marcator foarte bun, Alex Oxlade-Chamberlain, poate crește până la 90+, are 22 de ani, 4 stele, 4 stele, foarte bun, după cum ați văzut, are viteză, driblează foarte bine. Deci transfer bun acest Chamberlain, Edgar Lee, acest jucător 65 overall, are jumping, după cum vedem, și viteză. Este un jucător la de la FC Barcelona, așa, de la FC Barcelona B, acolo unde am luat mult mai mult jucători, acest, cum este acest Campins, la fel Honio ăsta, are 52 overall, la fel un atacant care este Tore, oricum și Dias Fernandez. Tore are 48, iar Fernandez 52, jucători chiar mai plus decât jucători, așa să spun, din Liga 1. Oricum nu contează, pentru că nu vom juca chiar cu toți așa în meciul acesta care urmează împotriva lui Juventus Torino. Și începe meciul, să spunem că acei jucători poate folosim așa mai mult că pentru a avea lotul mai mare. Haide Mateiuță, șut al lui Mateo, apărat de Salvatore Sirigu, noul portar al celor de la Juventus, un portar italian, acest Sirigu luat de la PSG, care în această jumătate transfer, cred că voi nu ați văzut transferurile, PSG a fost în prim plan, l-a vândut pe Cavani și l-a luat pe De Jong, deci a vândut un atacant și a luat un alt atacant, cam ceva de genul am făcut și noi. Nu știu dacă poate fi chiar așa. Oricum, Tevez, un alt atacant foarte periculos, Azamoah, direct trimite lui Tevez, de Carol Tevez, centrare, Iorente cu capul, apără, excelent, Silviu Lung Junior, incredibil, rămâne într-o formă foarte mare Silviu Lung Junior și contraatac încercat de noi este Prepeliță, de fapt era Matei cu o pasă către Filip, Maxim pentru Chamberlain pentru Matei, din prima către Maxim, Maxim, 1-0, Maxim deschide scorul în minutul 33, reușește să-l învingă pe portarul lui Juventus Torino, Salvatore Sirigu, o pasă foarte bună primită aici de la Cosmin Matei, priviți din prima, s-a cerut acolo offside, n-a fost nici vorbă de așa ceva, Maxim reușește să trimită un voleu acolo din care l-a învins pe Sirigu, este 1-0 împotriva celor de la Juventus Torino, o Juventus Torino care a avut mai întâi ocazii bune și iată că acum din nou sunt în construcție în careul nostru, centrarea a lui Vidal către Marchisio, iar acum Tevez cade în careu și e penalti, ce păcat, penalti clar, de păcate, să vedem pe Silviu Lung dacă va reuși să apere penalti comis aici de, cine este asta? Edgar Lee, wow, la debut, Edgar Lee face chiar penalti, Nasol, asta, ia să vedem acum pe Lung, încă un penalti, apărat de Lung, incredibil așa ceva, apăr în fața lui Carlos Tevez, Silviu Lung, excelent, apăr aici, un penalti, câte penaltiuri a apărat acest portar, un portar de valoare care arată că merită să fie, să spunem așa, titular în poarta noastră, prin Filip din nou, la același Maxim, a dat gol în meciul acesta, Alexandru Maxim, șut, care nu prinde cadrul porții, în păcate, al lui Alexandru Maxim, Maxim, priviți de unde trage și parcă linge bar acolo. Prumat din prima către Chamberlain, preluare bună, Chamberlain cu șutul, apărat de Salvatore Sirigu, prins în brațe, a făcut o preluare excelentă, păcat de șutul lui că nu a fost acela foarte, foarte bun. Cred că a fost cel mai ofertat jucător al nostru. Matei acum pasă pentru Chamberlain scapă, gol, n-are cum să rateze Chamberlain, gol 2-0, Alex Oxlade-Chamberlain reușește să marcheze, foarte bine a fost acolo lansat și iată parcă este Daniel Sturridge, invită și pe colegii săi la dans, o pasă foarte bună a lui Cosmin Matei, iar Chamberlain finalizează fără probleme, 2-0, 2-0 în minutul 62, acest Alex Oxlade-Chamberlain reușește
Să marcheze. Da, se pare că avem o echipă de Champions League, să, dacă putem spune așa, echipă care poate câștiga Liga Campionilor. O greșeală mare, Tevez, cât pe ce să profite. De fapt, a chiar șutat acolo către poarta lui Silviu Lung, dar slab. Portarul nostru a prins fără probleme, Silviu Lung Junior, excelent acolo la Tovlevici, s-a luptat și a ținut balonul în teren. Un mare jucător aici la Steaua, să spunem așa, un veteran al Stelei, Asmin Latovlevici. Da, din lotul acesta este cel mai vechi jucător pe care îl avem de la Steaua. Se pare că va și Orente, cred că a intrat și Pogba între timp. Giovinco este cel care intră. Presat acolo Vidal, nu a fost deposedat, pasează în careul nostru, excelent acolo Edgar Lei cu călcâiul scoate, chiar dacă, să spunem, a tremurat așa în prima repriză, a fost, s-a descurcat bine acum. Prepeliță, a greșit din păcate pasta, a fost interceptat balonul de Paul Pogba. Giovinco acum, Marchisio pentru Berardi, Berardi scapă un an acolo cu la Tovlevici, hai de la Tovlevici, nu trebuie să lăsăm acolo pe Berardi, este Giovinco, Giovinco pasă, periculoasă și marchează din păcate până la urmă. Cei de la Juventus Torino, te vezi acolo, a avut multe ocazii, oprite de Silviu Lung, iar Arturo Vidal marchează, este 2-1, reduc din avantaj asta în minutul 82. Greu, un gol care le pică bine pentru retur, va fi un retur greu pentru noi, deoarece va fi și pe terenul lor. Acum Matei a greșit, în păcate pasă, dar balonul ajunge bine la Chamberlain, Caseres acolo blochează pasa, a fost balonul recuperat de Paul Pogba. Și Azamoa cu un contraatac încercat pentru cei de la Juventus Torino. Pogba acum, Pogba pasează la Giovinco, care un nostru cade acolo, nici vorbă de penalti, respinge Yasmin Latovlevici. Nu trebuie să ne mai complicăm foarte mult. Va fi un șoc dacă vom fi egalați de cei de la Juventus. Dacă băteam și noi cu 2-0, era, să spunem așa, Bruma este obosit, o pasă acestuia și se încheie meciul, câștigăm un tur pe terenul nostru cu 2-1 împotriva celor de la Juventus Torino. Priviți aici o superbă paradă a lui Silviu Lung Junior. Da, omul meciului a fost Matei. Barcelona a remisat cu Bayern pe terenul ei 2-2. Barcelona a făcut și ea ofertă lui Gardoș. Gardoș a mai fost ofertat chiar și de Everton și multe alte echipe. Lăsăm echipa asta împotriva Botoșanului. Este meci pe terenul nostru. Nu are ce să facă Botoșanul aici. Să vedem. Chamberlain hat-trick. Incredibil. Da, ce vă spuneam că ne-am luat atacant. Oxlade-Chamberlain face un hat-trick cu care ne aduce în avantaj un... care câștigăm chiar cu 3-0. Să vedem golgheterii. Maxim este pe locul 3 cu 12 goluri, Chamberlain deja pe 15 cu 7 goluri. Incredibil a venit și a fost incredibil. Iată pe Maxim, bă, se ține, are un gol în spate în primul loc, Valentin Lazar. În acest sezon se pare că atacanții nu au fost la mare valoare. Mutu ce este și el acolo în prim plan, dacă putem spune. Un meci în deplasare împotriva Brașovului, îl vom juca, dar nu știu ca mai mult, să spunem, cu niște rezerve. S-a accidentat Silviu Lung, ce păcat, cât o fi accidentat, să vedem, 7 zile, puțin, a crescut chiar și la 73 Silviu Lung, după cum am văzut acolo. Bun și acest portar, îl băgăm în sfârșit și pe Niță, mai intră și el. Și Campins la rezervă, Pârvulescu și măcar nu mai prinde banca de rezerve. Jucăm cu cea mai bună echipă împotriva Brașovului, sperăm să învingem. Și meciul începe meciul acesta destul de important, dacă pot să spun, să vedem. Noi am avut lovitura de start, deja am început balonul la neobositul Bruma și Cosmin Matei acum. Matei o pasă foarte bună pentru Bruma în careu, Bruma trage, Iacob apără, Leco în careu, respinge până la urmă, Leco acum preferiță pentru Bruma, mai departe la Maxim, Iacob din nou respinge și această dată în corner ne oferă un plus, dacă puteți spune, să vedem centrarea din corner al lui Maxim, este Varela acolo, Leco reușește să respingă la fel și Berna sau cine era acel jucător, Edgar Lee, incredibil la cap. Maxim o pasă foarte bună pentru Chamberlain centrează, Chamberlain și obține cornerul, al doilea corner al meciului, tot pentru noi este, să vedem cine va bate un stângaj, mai bine Latovlevici să bată, să vedem centrarea lui Latovlevici, bună, gol, Gardoș, marchează Florin Gardoș, o lovitură de cap foarte bună a lui Florin Gardoș din centrarea excelentă animatului decât Yasmin Latovlevici, la prima bară Gardoș a fost acolo și a reușit să marcheze.
Jucător al nostru de 78 overall, sper să crească și el chiar la 80, bine, nu știu dacă va putea face asta Florin Gardoș. Matei, o pasă foarte bună pentru Bruma, viteza lui Bruma, Bruma în careu, Bruma pasează și gol! Maxim marchează, este 2-0, Alexandru Maxim marchează și ajunge la 13 goluri în ligă. În Liga 1 este golgheterul nostru din acest sezon, Alexandru Maxim, dar oricum Chamberlain nici bine nu a venit și a reușit aproape să îl recupereze, să facă, oricum are peste jumate din golurile lui Maxim în ligă. Este foarte bun acest Chamberlain, se vede că este atacant veritabil, chiar dacă poziția lui arată acolo RW și LW. Matei recuperează, pasează la Alexandru Maxim din prima către Chamberlain, gol! Chamberlain este 3-0, marchează și Chamberlain, incredibil Maxim, un gol și o pasă de gol, este un adevărat jucător acest Alexandru Maxim. Alex Oxlade-Chamberlain a reușit să marcheze și el, faza plecat de la recuperarea foarte bună a lui Cosmin Matei. Chamberlain nu are scrupule, să spunem așa, rupe tot, am văzut acolo cum boxa în aer. Nu iartă nimic Chamberlain. Poate, mamă, dar ce ar fi ca să fie Chamberlain goalgetter, să termine în acest final de sezon ca goalgetter al Ligii 1. O minge pentru Enceanu și arbitru peste jocul, sper să nu fie penalti. Mie nu mi s-a părut a fi așa, roșu pentru Varela. Roșu pentru Varela, chiar atât de rău a fost. Da, l-a luat Fernando Varela, lovitură liberă cam de la 18 metri sau chiar 17 pentru cei de la Brașov, să vedem cine o va bate. Brașov la cum bate, apără Niță, ce să faci mă, lui Neuer, decât așa a făcut o mână sus acolo pentru Neuer. O schemă foarte proastă acolo bătăsie de la Brașov. Nu au avut ce să facă, Aganovic a intrat și el. Să vedem cornerul acesta. Totuși Păun este cel care bate. Păun a bătut și lovitura liberă. Păun, cât de bine respinge Edgar Le. Un jumping foarte bun, ne amintește de Donguța Fac. Acum este Guzman în careul nostru. Guzman presat acolo, până la urmă dă drumul balonului. Hai la Tovlevici, intră tu. Bravo la Tovlevici, incredibil. Jucăm și cu un om în minus și asta chiar în defensivă. Sperăm să nu se vadă, dar totuși este 3-0 minutul 65. Edgar Le, jucătorul luat la Barcelona, jucător care l-a dat la schimb pe Patrick în locul său. S-a reîntors, putem spune, acolo la FC Barcelona B, unde a fost locul Patrick și l-am luat pe Le. Păun, greșeală la Tolveș, Păun cade în careul nostru, pe lângă poartă, trage acolo jucătorul Brașovului. Ocazie bună, ocazie importantă care au avut brașovenii aici. 5 minute de prelungire, destul de mult arătate acolo pentru această repriză secundă. Barna a scos balonul în out pentru echipa noastră. Chamberlain, un alt gol dat și în acest meci pentru Oxlade-Chamberlain, a dat gol și în meciul împotriva celor de la Juventus Torino. Să vedem pe Matei, Cosmin Matei trece, Matei trage în blocaj, din păcate, șut bun al Matei, s-a anunțat periculos acolo către poarta adversarilor noștri. Da, și câștigăm cu scor de neprezentare în fața celor de la Brașov. Varela a luat un cartonaș roșu, dar asta nu a mai avut importanță. Maximo, un meciul, un gol și o pasă de gol pentru Chamberlain. Bruma, cred că Bruma a avut notă mai mare decât Chamberlain, dar acesta a avut și un assist Bruma. Asta este un lucru important. Chiar și asistului, poate chiar mai mult ca golurile. Bine, depinde dacă dai două goluri și un assist, e mult mai bine, să spun așa. Să vedem, dar va rata un meci în campionat Varela, nu acesta în cupă, care nu are nicio treabă. Și avem un meci în deplasare la Astra, dar asta nu este foarte important, să vedem ce meciuri vom avea în continuare. Astra, Rapid, Juventus și apoi meciul la Național, oare sunt friendly sau, da, friendly și acestea. Acesta a fost și episodul de astăzi, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!